Concursul este organizat de Centrul de Resurse pentru Educație și Dezvoltare Zalău, în parteneria cu Grădinița numărul 1, Școala Gimnazială Simion Bornuțiu, Inspectoratul Școlar Județean și Centrul Județean de Resurse și Asistență în Educație și se adresează preșcolarilor din întreaga țară. Premiera celor mai frumoase lucrări va avea loc mâine, începând cu ora 12, câștigătorii concursului urmând a fi desemnați pe baza voturilor părinților care vizitează expoziția, precum și pe baza voturilor acordate de Comisia de Concurs. Suntem la Grădinița numărul 1 și împreună cu echipa Cred, educatorile de la grădința numărul 1 Am organizat un concurs național Care se adresează tuturor preșcolarilor Din întreaga țară Ne bucurăm de o foarte bună participare Practic avem Peste 500 de lucrări Astăzi și mâine am deschis o expoziție cu drept de vizitare pentru părinți și preșcolari din această unitate, care în același timp au dreptul să și voteze lucrările preferate. Mâine, în jurul orei 12, va avea loc premiera lucrărilor. Practic, mâine se va întruni și o comisie care va alege lucrările câștigătoare. Noi sperăm ca acest concurs, care se află acum la prima ediție, să poată fi derulat și în anii care urmează. De precizat ar fi și faptul că la acest concurs vor fi acordate mai multe premii pe categorii de vârstă și în funcție de complexitatea lucrărilor. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest concurs? E o inițiativă foarte frumoasă a grădiniței. În primul rând că ea implicat pe copii și mai ales văd că apar din toate județele sau din mai multe județe ale țării și atunci sigur că stimulează mult și imaginația copiilor automat. Deja copiii de aseară mi-au spus, mama, mama, să mergem la sala de sport, să votăm, să punem numere. Deci văzându-i pe ei încântați, automat sunt și eu încântat, absolut. Copiii dumneavoastră au lucrări expuse aici la concurs? Încă nu știu, încă nu știu, n-am apucat încă să mă uit să le văd pe toate, de-abia am intrat. Dacă, dacă am să găsesc, o să fie o surpriză foarte plăcută. Mă gândesc că o să le dați și votul dumneavoastră. A, o să încerc să fiu obiectivă <laughs> și nu o să mă uit la numele copiilor, o să văd întâi lucrările.